Puterea în Republica Moldova a fost totalmente uzurpată de oligarhi, ceea ce face acum Igor Dodon și oponenții săi, cu care a format o coaliție temporară, este un pas către construirea unui stat civilizat și modern. Declarația aparține președintelui rus Vladimir Putin și a fost făcută în cadrul unei emisiuni. Puterea în Republica Moldova a fost totalmente uzurpată de oligarhi care au acaparat toate instituțiile de stat. Absolut toate. Sfera apărării, parlamentul, toate. Ceea ce face acum Igor Dodon și oponenții săi, cu care a format o coaliție temporară, este un pas către construirea unui stat civilizat și modern. Evident că îl vom susține pe Igor Dodon și partenerii săi de coaliție pentru a scăpa pentru totdeauna de oamenii care au uzurpat puterea. La rândul său, președintele României Klaus Iohannis a transmis miercuri o scrisoare către președintele Consiliului European Donald Tusk și către președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în care le solicită soluții pentru a pune capăt crizei constituționale și politice din Republica Moldova. Potrivit liderului de la Cotroceni, Uniunea Europeană trebuie să ajute cetățenii din Republica Moldova, iar această criză, în imediată vecinătatea României și a Uniunii Europene, prezintă mize semnificative pentru stabilitatea și securitatea regională pe care Uniunea Europeană și statele sale membre nu le pot ignora. În acest context, scrie președintele României, fac apel la dumneavoastră în regim de urgență pentru a identifica, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale printr-o soluție negociată în Republica Moldova pe baza valorilor și principiilor Uniunii Europene. România este pregătită să sprijine aceste eforturi în deplină concordanță cu obiectivul său strategic, care este și obiectivul Uniunii Europene, acela de a susține parcursul european al Republicii Moldova. Își încheie Klaus Iohannis scrisoarea către Donald Tusk și Jean-Claude Juncker.